Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Este emisiunea în care Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le servi întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară s-a născut în Germania, din părinții iranieni și trăiește în România de aproape 40 de ani, mai exact 37. Este medic, este antreprenor și este într-o strânsă legătură cu Casa Regală a României. Varga Enayati vine în această seară la cină și noi suntem pregătiți să-l primim așa cum îi primim pe toți invitații noștri, cu mâncarea pe masă. Cu mâncare, cu drag, cu voie bună, cu veselie, cu toate astea. Cu vin, cu cafea. Ce îi pregătim de mâncare doctorului Enayati? La felul principal o să mâncați steak. Cum vă place steak-ul, doamna Petrena? Medium rare. Medium rare. Desigur. Am reținut. Așa e corect să fie, nu? Sau nu știu, în sânge? În principiu e corect cum îți place, știi? Nu e ca să facem pe nebunii, dar în anumite situații, cum îți place, e păcat să-l mănânci. Știi că sunt oameni cărora le place să fie gătit well done, adică până când e carnea cinușie, uscată, bla, bla, bla. Talpă, se zice în popor. Eu nu judec pe nimeni, dar e păcat pentru vita aia. În fine, e o discuție pe care nu vreau să o pornesc acum, pentru că nu ne ajunge emisiunea. Poate odată vom avea o discuție mai extinsă pe tema asta. Eu îți știu părerea, tu nu-ți bați joc de carnea de vită. Eu, în general, nu-mi bat de joc. Așa, e carne de vită, peste care o să pun sare și piper și cu un pic de ulei și un pic de unt într-o tigaie, o fric pe parte și pe alta și aia e tot. Asta este un antricot de vită spaniolă, Gallega Rubia este rasa, adică e o vită așa blond roșcată la culoare, cum ar veni, și care e e foarte scumpă și nu se găsește destul de greu în România, nu sunt puține locuri, că sunt puțini importatori, în primul rând din cauza prețului, aș zice eu. E o vită care este crescută 7 ani, 8 ani, 10 ani, 12 ani, uneori înainte de sacrificare, adică oamenii investesc enorm și foarte multă grijă și foarte mulți bani, multă mâncare, ca să țină animalul ăla în viață până când ajunge la cele mai bune calități posibile. Asta înseamnă că își merită banii. Pentru mine e cea mai bună vită pe care poate să mănânce un om. Omul Adi Hădean. Că alți oameni probabil că au alte bucurii și găsesc plăcere în alte părți. Pui ceva lângă? Da, o să pun lângă, uite, țelină. Țelină pe care o gătesc încet în unt. Adică o pun, uite, acolo în tigaia în care am pus două pachete de unt de data asta. Că am avut de unde. Aba. Și o întorc pe toate părțile și las frunzele negătite și o să puteți mânca din ele dacă vreți și din țelină, că aer să fie, țelină cu un pic de piper, cu un pic de unt și foarte puțină zeamă de lime pe deasupra. La întreu, o chestiune foarte, foarte simplă, care în multe situații în țara noastră se întâlnește sub formă de mic dejun, spanac cu ochiuri. Am găsit un spanac tânăr, proaspăt, foarte fain, pe care îl voi face, uite așa. Îl iau, îl arunc în apă care fierbe, apă cu un pic de sare, îl opăresc acolo cam o jumătate de minut, îl scot și îl pun într-un vas în care am pus apă și gheață, să-l răcesc brusc și să-i fixez culoarea, să rămână clorofila în el, să rămână verde și fain. După aceea îl scot de acolo și îl fac piure cu un blender, cu un pic de ulei, cu foarte puțin usturoi, cu un pic de sare, un pic de piper și de zeamă de lămâie și aia e tot. Și apoi îl pun într-o tigăiță și îl încălzesc chiar înainte să vină oaspetele la masă și înainte să mâncați. Și o să-l servesc cu un ou de prepeliță fript, adică cum ar fi un ou ochi, dar făcut din ou de prepeliță și asta e tot. Asta e întreul, adică e ceva... Sănătate super... curată. Da. Cum i-ar plăcea doctorului Enayati să se exprime. E ceva super simplu, foarte gustos și e din sezonul ăsta în care filmăm noi acum, știi? Vine în această seară la cină. Haideți, domnule doctor, bună seara, poftiți! Bună bine seara. Ați venit la noi! Mulțumesc. Luați loc! Ce faceți? Cum vă simțiți astăzi? Extraordinar de bine, serios că mă simt bine. Această atmosferă deja e primitoare și deja mă simt bine și așa relaxat. Așa suntem noi românii, nu-i așa? Așa este. Mai ales în orașe mai mici.
în orașe mai mari, mai puțin, dar așa, în genul. Atunci spunem în sufragerii mai mici. Da, aici, la noi, în sufragerie, e cald și bine. V-ați născut în Germania, din părinți iranieni și trăiți în România. Vă rog să ne explicați, așa, de ce ați ales România? Tatăl meu a fost născut în Iran în 1931. În 1954 a emigrat în Germania, deci scurt timp după al doilea război mondial. A studiat în Freiburg, în Mainz și după aceea în Frankfurt. A rămas acolo în Frankfurt și a făcut medicină în Germania și a fost ginecolog. Anul trecut a murit. Era exemplul meu de viață și eu m-am născut în Germania, am crescut în Germania și copiii mei, cei trei copii, s-au născut în Franța, au crescut în România și așa, dacă tatăl meu a crescut în Iran, eu am crescut în Germania, copiii mei în România, deci sunt trei culturi foarte diferite, foarte diferite, dar e fascinant când poți să le combini într-un fel împreună. De ce ați ales România? Pentru că sunteți aici de aproape 40 de ani. Hai să nu exagerăm, sunt numai 37. Dar eu am fost din copilărie educat de la părinți și de la credința mea, eu fiind Bahai, să gândesc mai holistic și să am o viziune mai largă asupra lumii. Eu cred că până la vârsta de 19 ani cu părinții mei am călătorit în 40 de țări atunci deja și am venit în legătură cu diferite popoare, săraci, bogați, comuniști, capitaliști și am învățat mult și am venit în legătură direct cu cetățenii respectivi din țara respectivă, fiind comunitățile Bahai din fiecare țară și am înțeles un pic din cultura fiecărei țări și a devenit din ce în ce mai conștient pentru mine, cum zice Bahá'u'lláh, întemeitorul credinței Bahai, că pământul este doar o singură țară, mulțumesc mult, cu plăcere, și oamenii cetățenii ei. Având această o viziune mai globală, asta e o cauză. Alta cauză este legată de Regina Maria, că, așa cum probabil știți, Regina Maria a fost primul cap încoronat care a acceptat mesajul credinței Bahai și oriunde mergeați, dacă era în Mongolia sau în Camerun sau în Peru și erați din România, lumea zice, ești din România, Regina Maria, Regina Maria. Deci Regina Maria pentru Bahai, comunitatea mondială Bahai, este o figură emblematică pentru că a fost primul cap încoronat în 1926 care s-a apropiat de credința Bahai. România avea pentru mine o chestie atrăgătoare, mistică, fascinantă și vreau să studiez viața Reginei Maria cât puteam înainte de Revoluție și am zis ok, o să las studiile mele de medicină care am început în Germania și o să vin în România pentru 6 luni, un an și după aceea mă întorc și aceste 6 luni, un an au devenit mai mult. Este de altfel și motivul pentru care v-ați numit prima rețea privată de sănătate după Regina Maria și din câte știu aveți acasă și un muzeu cu piese rare care au aparținut Reginei Maria. Ce aveți? Da, de-a lungul anilor s-au adunat mult la mine acasă, multe chestii la mine acasă, dar așa, când am venit din România, reputația case regală, îți dai seama, n-a fost una bună și auzeai orice fel de zvon și orice fel de calomnie față de și casa regală și Regina Maria și așa. Și eu eram nelămurit pentru că eu tot ce citisem până atunci erau numai lucruri care erau exemplare și un exemplu pentru orice ființă umană.
Și acest lucru, chiar și după Revoluție, a rămas. Acest vibe negativ. Și cred că abia în anul 2000, în ultimii 20 de ani, reputația Regine Maria s-a schimbat radical și lumea știe într-adevăr cine a fost Regina Maria. Și cred că și eu am putut să contribui la această reputație dând numele rețelei private de sănătate și sunt foarte mândru de acest lucru. Și de-a lungul anilor, într-adevăr, orice avea legătură cu Regina Maria, dacă sunt picturile ei, dacă sunt scrisorile ei, orice instrument al ei, dacă este carnetul de conducere al ei, am achiziționat oriunde am putut și n-am putut. Aveți acest permis de conducere? Da. Din 1900, dacă nu mă înșel, 9. Eliberat de ADAC-ul din München, din Bavaria. Ați cumpărat astfel de obiecte personale ale Reginei Maria cu bani grei? Nu neapărat, pentru că în momentele în care eu i-am cumpărat, pentru român nu semnifica așa de mult. Prețurile au crescut în ultimii 20 de ani, așa încet, da. Poți să fac o glumă? Ați făcut o afacere? Da, am făcut, dar din păcate nu sunt lucruri de vandabile, să zic așa, pentru mine. De aceea întrebam cu zâmbetul pe buze. Vă rog, v-am invitat la cină și mult. Chiar primiți ceva gătit din mâinile lui șef Adi Gădean. Da, ne spui măcar ce mâncăm. Da, acolo aveți tacâmuri. Vă puteți desfăca mai ușor cu ele. Am adus micul dejun la cină într-un fel. Adică în România spanac cu ochiuri e ceva ce se mănâncă în multe case, mai ales la micul dejun. Nu neapărat de zi cu zi, mai mult la sfârșitul săptămânii. Ăsta este un spanac tânăr și foarte proaspăt pe care l-am cumpărat de la o doamnă din piața Bor și pe care l-am gătit un pic altfel decât l-ar fi gătit bunica mea, de exemplu, care ar fi pus acolo și niște făină și niște lapte. Ăsta e doar spanac cu puțin unt, cu foarte puțin usturoi și oul este un ou de prepeliță și am pus toate astea peste o felie de baghetă ca să fie mai ușor de mâncat. Eu, după ora 6, n-am mai vrut să mănânc, dar nu pot să nu mănânc. Da, astăzi e o zi mai complicată. Vă înțeleg perfect și eu trebuie după ora 6 să nu mănânc și mi iese foarte rar. Mulțumesc mult, foarte mult. Nu vă întrerupeți din cauza mea. Eu o să vă iau farfurile și mă duc să pregătesc frunzele. Mulțumesc. Da. Deci mai primim ceva la cină. Hai, dă-i drumul. Suntem mai liniștiți. Așteptăm cu nerăbdare. Așa cum am zis, domnule Enaiati, românii ospitalieri, primitori. Așa, vezi, aici simți cel mai bine, da. Tot despre România vreau să vorbim în continuare, da. Pentru că ați ajuns în țara noastră în plin regim comunist. Care vă este prima amintire legată de anul 83? Da, trebuie să vă închipuiți că sunt singurul student la medicină care a reușit să facă, să intre la facultate în Germania, care a lăsat facultatea în Germania și a venit în România pentru studii, lăsând facultatea din Germania, venind într-o țară unde medicina nu era acceptată în Germania, neștiind limba, trebuia să pierd un an să învăț limba română, nu găseam hârtie igienică, nu găseam lucrurile esențiale. Cei care au trăit știu că a fost o perioadă foarte grea și fiecare an, mai ales în 83, devenea mai rău. Și eu deja m-am obișnuit că fiecare an trebuia să devină mai rău. Asta este mersul lucrurilor. Și venind dintr-o familie, totuși, bine situată, tatăl meu având un cabinet de ginecologie de zeci de ani în Germania și așa. Și deci a fost o mică, mare schimbare venind în griul României, unde nu era nici lumină pe stradă, nici în casele nu era lumină, era un bec, nici căldură, nici apă caldă. Și am venit cu mama mea atunci cu speranța, aveam 19 ani totuși și mama mea era și tata totuși erau foarte curajoși să mă lasă să plec și să mă susține să plec. Și am ajuns în România și vroiam să rămân în București,
dar am fost exilat în Suceava, unde am învățat limba română. De ce spuneți am fost exilat în Suceava? Pentru mine așa a fost, vă dați seama. Deci Siberia sau Suceava, când am auzit că mă trimite acolo, pentru mine nu era diferența. Dar în acest an în care am stat în Suceava, am învățat să iubesc pe Suceava și pe moldoveni în general. Și următoarea etapă a fost să ajung în Cluj, unde am început facultatea. Dar rămâneți un pic la Suceava. De ce Suceava? De ce ați mers acolo? Am fost trimis de Ministerul Învățământului ca să învăț limba română. Deci nu mi-au dat posibilitatea să mă duc altundeva. Și de aceea trebuia să mă duc acolo. Și când am ajuns un an mai târziu în Cluj pentru facultate, mi se părea foarte ciudat cum vorbesc clujenii românești. Față de moldoveni. Da, adică eu vorbeam cu accent moldovenesc și ajungeam acolo, ziceam, asta ce limbă vorbesc ei aici? Și după aceea, după 6-7 ani cât am stat în Cluj, am avut după aceea accent ardelenesc, care a ținut câțiva ani, dar după aceea a dispărut, într-adevăr, da. Ați fost la Cluj coleg de facultate cu Raed Arafat, în aceeași generație, în aceeași clasă? El a fost una mai mare decât mine, da. Uh-huh. Dar am fost în același cămin, am stat și eram prieten foarte bun și suntem prieten foarte bun și astăzi. Ați sărbătorit anul ăsta 20 de ani de la terminarea facultății? 30 de ani. Da, dar din păcate a început pandemia și noi nu puteam să ne întâlnim, dar e o generație de medici care a ieșit promoția 90 din Cluj, de care sunt foarte mândru și cu această ocazie salut pe toți colegii mei de facultate, care suntem foarte strânți și ne iubim foarte mult între noi și ne întâlnim și regulat. Și au ieșit și ilustri profesori și medici foarte buni din seria și din anul în care am fost eu. Numai eu am ratat. Da, cred că putem să le spunem telespectatorilor că aveți un simț al umorului extrem de dezvoltat. De când ați venit, ați făcut glume cu colegii noștri cameramani, cu mine, cu Adi. Da. Din păcate, unor nu se înțeleg glumele mele, dar eu continui. Da. De la Cluj ați venit și ați profesat la București, da? Medic cardiolog? Da, deci în 90 sau 91 am venit în București și am făcut specialitatea de cardiologie la Spitalul Funden. Și asta a fost o experiență foarte bună pentru mine. Și când am terminat specialitatea, în 94, m-am și căsătorit. Soția mea, am cunoscut-o în Franța, în Grenoble, prima dată. Eram după o altă fată care mi-a zis stop, joc, dar acolo era și viitoarea mea soție. Știți cum se spune în limba română? Mi-a zis stop, mi-a dat papucii. Papucii, da, da, da. Da. Și de atunci ne-am cunoscut și după ani de zile, după aceea ne-am și căsătorit din 94. Și ea e crescută în țările africane, pentru că tatăl ei a fost un chirurg care a 40 de ani a mers de la o țară africană în alta și sunt patru frați, fiecare născut dintr-o altă țară africană, dar după aceea au ajuns în Franța. Și acolo am cunoscut-o. Și deci, de aceea copiii noștri sunt născuți în Franța, dar după două săptămâni au ajuns în România. Deci, copiii noștri au pașapoarte germane, născute în Franța și crescute în România. Toată lumea în familia dumneavoastră are astăzi cetățenia română? Da. Și sunt probabil un pic mai patriot decât mulți români. Dar un patriotism sănătos, aș zice, în sensul că eu aș fi avut posibilitatea la un moment dat să plec de aici bine mersi din țară. Copiii mei puteau să facă facultăți în străinătate și să se împlinească acolo, dar cu toții ne simțim aici și simțim un sentiment de responsabilitate față de țara care ne-a
adoptat și copiii toți au făcut facultatea aici și fac facultate în România și suntem foarte fericiți. Sunteți acasă aici, în România. Da, da. Adevărul este că eu niciodată unde am stat, n-am fost acasă, pentru că când m-am născut în Germania, până la clasa a treia, nimeni din școală nu vorbea cu mine, dar absolut nimeni. Numai în pauză mă băteau. Pentru că nu erați blond cu ochii albaștri? Exact, că nu eram blond cu ochii albaștri, eram singurul cu păr negru în toată școala, de aceasta în anii 60-70. Totuși să fii altfel decât un neamț era mai rar. După aceea au venit italieni, turci, polonezi, dar în prima fază un străin nu era ceva de, pe ordinea zilei, chiar nici în Frankfurt. Și am avut de suferit foarte mult. Și prejudecățile în poporul german erau încă adânci înrădăcinate. Adică a dispărut Hitler, toată lumea regretă că a venit Hitler, sau așa, dar în sina nemților aceste prejudecăți față de o altă naționalitate sau rasă exista. Și iar a fost un imbold pentru mine că această nedreptate nu este corect și din copilărie am simțit această nedreptate și m-a apropiat și mai mult de credința Bahai, unde Baha'u'llah spune că trebuie să lăsăm deoparte orice fel de prejudecată. Și este un lucru foarte dificil, că fiecare dintre noi are prejudecăți de tot felul. Și asta vine pentru că lipsește educația și lipsește felul de a vedea și de a veni în legătură cu alți oameni. Și prejudecăți noi avem și de religie și de naționalitate, de rasă, de clasă socială, de sex. Toate aceste prejudecăți trebuie să ne luptăm să dispare din conceptele noastre. Toate religiile ne învață că iubirea aproapelui este la baza și e principiul fundamental pentru a crea o societate sănătoasă. Acum nu mai pot să mă concentrez pentru că Adi ne-a pus aici ceva foarte ciudat, arată. Da. Ciudat? Da. O să vă explic, că poate nu să fie atât de ciudat. Așa? Vedeta acestei farfurii, să zic așa, nu este carnea, chiar dacă ar putea să pară, este țelina. E o țelină întreagă pe care am gătit-o în unt la temperatură joasă mai multe ore. Frunzele le-am păstrat crude, adică au stat în afara cratiței și ele sunt o salată. Am pus peste ele puțină zeamă de lămâie, un pic de ulei, sare și piper. Iar carnea, ok, acum, i-am zis că nu e vedetă, dar în realitate carnea este ceva extrem de prețios. E carne care provine de la vite crescute în Galicia, în Spania, nordul Spaniei. Și sunt sacrificate la o vârstă înaintată, așa cum în principiu ar trebui să fie sacrificat orice animal pentru consum uman, dacă alegem să facem asta. Vârstă înaintată. Da, vârstă înaintată. Foarte bine. Dacă e înaintată e mai bine și nu facem acid uric. Deci pentru telespectator, dacă aveți acid uric crescut, mai bine carne mai bătrână decât carne tânără. Da, eu nu sunt neapărat foarte încântat de a mânca, nu știu, pui sau purcel de lapte sau vițel de lapte sau miel tânăr. Acum eu vin și vorbesc din perspectiva celui care gătește mâncarea în primul rând. De ce? Un animal tânăr nu apucă să adune suficiente elemente din natură încât să-și concretizeze un gust. Interesant. Adi, dacă ar fi văzut nevasta mea cu câtă plăcere și poftă mănânc țelina ta, s-ar fi simțit jignită. Atenție, vă va vedea la televizor. Aula.
Apropo de sănătate, domnule doctor, v-am lăsat cu povestea la fundeni. Ați fost nemulțumit de ce ați găsit în spitalul de stat și ați zis, ia să fac eu o rețea de clinici private? Nu, nu merge așa de... Deci, simplu. Viziunea atunci când am început, cu siguranță n-a fost să ajung unde am ajuns. Dar ideea a fost că între 90 și 95 am lucrat un pic în imobiliare, am adunat ceva bani și deja în 95 puteam să trăiesc liniștit și bine. Și am zis, dar n-are sens așa o viață și trebuie să fac ceva mai productiv. Și atunci am zis, ok, hai să încep să deschid un cabinet de cardiologie, lucru care presupun că în vremea asta nu exista. Am avut un apartament din Piața Unirii și am ajuns să-l aranjez super lux pentru vremea aia și am început cu o colegă pe care am angajat-o împreună un cabinet de cardiologie, care s-a transformat, după aceea au venit alte specialități, încet, încet, după aceea nu mai a fost loc acolo, după aceea am început să fiu medicul ambasadei germane, Lufthansa și alte companii și am venit cu acest concept de abonamente medicale și acum s-a creat o piață de peste 1,5 milioane de oameni care deja au abonamente medicale în România, adică nu tot la o rețea, dar la... Deci s-a produs un trend în România care a fost cel mai benefic fel de a se dezvolta serviciile medicale private în România. Domnule Enayati, de ce credeți acum, după ce ați și vândut parte mare din afacerea noastră, că dumneavoastră ați reușit ce n-a reușit statul român în 10 de ani? Da, este un fenomen, cred că în țările care sunt așa în curs de dezvoltare, unde activitatea privată are o importanță mai mare și responsabilitatea care avem noi este mai mare. Și eu încercam întotdeauna și încerc și astăzi tot ce fac în domeniul meu să fac, să văd ce este nevoie în societate. Și proiectul ăsta care încep acum e un proiect care, să-l ierte Dumnezeu pe tatăl meu, zicea Varga, ești nebun, ok, ai făcut tot ce ai făcut, dar lasă aceste lucruri care vrei să faci acolo, acum, să facă statul. E prea periculos. Îți iei o responsabilitate prea mare. Dar eu am zis, tata, dacă nu fac eu cu posibilitățile care am, cu know-how care am, așa, cine să fac? De aceea. Pot să vă întreb, ca la cină, ce mai coaceți? Dar de fapt. Este un concept inedit, va fi cel mai mare spital de oncologie privat din estul Europei împreună cu colegii mei de la Monza. Va fi un spital, cel mai mare spital de recuperare privată din România și va fi un rezidențial pentru vârstnici sănătoși, să zic așa, în care se va crea o comunitate pentru ei. Doar o paranteză, să știți că musca asta care se plimbă pe aici n-a fost invitată la cine. Da, a venit singură. Neinvitată. Și deci acest proiect este, cum am zis, inedit, că va fi prima dată în care e un sistem integrat, unde serviciile medicale și un vârstnic care e și sănătos, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, are acces imediat în același complex de servicii de înaltă calitate, de la chirurgie până la orice are nevoie ambulatoriu în același loc. Și vor fi 600 de persoane care vor lucra în acest orășel. Noi locuri de muncă? Da, vor fi 600 de noi locuri de muncă. Vreau să vă întreb și eu ceva. Da. De ce nu beți apă în timpul mesei? Pentru că eu încerc jumătate de oră înainte și jumătate de oră după masă să nu beau, ca sucul gastric să nu se dilueze și să se facă digestia cum trebuie. Și e și păcat așa o mâncare bună să-l diluezi cu apă. Da, e adevărat. Nu? Și rămâi mai subțire. Și Adi, pentru tine nu strică un pic.
Da, da? Am tot auzit asta. Acum, uitându-vă în urmă, apropo de criza economică pe care o traversăm cu toții, vă felicitați pentru că ați vândut? Pe scurt ar fi că această vânzare pentru mine a fost ca și o durere de naștere, în care trebuia să las un copil deoparte și această durere m-a împins să creez altceva și să încerc să inovez altceva care e nevoie în țara noastră. Am vorbit înainte să veniți în această emisiune cu una dintre prietenele mele care mi-a spus așa: te rog să nu uiți să-l întrebi pe Varga Enaiati mai multe despre religia Bahai. Așa. Dacă vă întreb simplu, ce este religia Bahai, ce-mi răspundeți? Cu cuvintele întemeitorului credinței Bahai, care a trăit acum 150 de ani, numele lui a fost Bahá'u'lláh. În limba română înseamnă slava lui Dumnezeu. El a trăit din 1817 până în 1892. Și el a fost 40 de ani în închisoare și exil. Și el spune că, de exemplu, esența credinței e puținătatea cuvintelor și multitudinea faptelor. Sau el spune că numai acela care își consacră viața slujirii întregii rase umane este într-adevăr om. Deci acest concept, să ne vedem pe toți ca o rasă umană, este un concept care și acum, deși suntem așa de apropiați prin internet, prin televiziune, prin telefon, prin mijloace toate care avem, suntem încă foarte departe de această viziune. Trăiți de multă vreme deja într-o țară preponderent ortodoxă. Vă luptați cu mentalități de tipul e o sectă? Sigur că da. Știți, în fiecare religie, nu religia în sine, dar propovăduitorii religiilor, pentru că eu ca Bahai cred că toate religiile au aceeași origine și vin de la aceeași sursă divină, de la același Dumnezeu. Deci, Mohamed, în care musulmanii cred, sau Moise, în care evreii cred, sau Isus, care creștinii cred, sau Zarathustra, care zoroastrienii cred, sau Buddha, care budiștii cred, originea lor e același Dumnezeu. Deci ei sunt trimișii sau manifestările aceluiași Dumnezeu. Și nu este o diferență între ei, numai că fiecare dintre ei a venit dintr-o zonă diferită ale globului și a dus învățătura pentru timpul potrivit și zona potrivită pentru oamenii respectivi. De aceea, această atitudine în care adepții fiecărui religie zic că religia mea e cea mai bună, este la fel de primitivă, scuzați, cum zice cineva, țara mea e cea mai bună din lume. Nu există. Deci Dumnezeu nu a creat o țară sau o națiune mai favorizată, care are adevărul și celelalte nu. Fiecare religie a adus un adevăr adaptat perioadei în care a venit și zonei are care. Bahá'u'lláh numește acesta revelație progresivă. Sunt ca și învățători de școală care unul se bazează pe celălalt și aduce o învățătură mai adaptată oamenilor respectiv. V-a dezamăgit vreodată țara asta? Vorba ta, după aproape 40 de ani de când... 37 mai exact. Bravo, bravo, bravo. Mi-e foarte greu să pun o definiție asupra acestui popor. Nu-mi dau seama cu cine am de a face. Dacă știu un neamț cum este și știu așa, dacă știu un francez, am o părere, nu zic cum, dar la român mi-e foarte greu. Asta nu e un lucru rău care spun. E un lucru care, cred că, așa cum și Regina Maria a avut o relație love-hate, dar mai mult love decât hate, același lucru e la mine. Deci am început și am învățat să iubesc poporul român foarte mult. Cred că poporul român are calități care în Europa nu există. Cred că noi românii trebuie să învățăm
Nu că noi suntem poporul român și noi suntem de 2000 de ani ce suntem sau ce nu suntem, dar să știm că sunt niște calități spirituale care are poporul român care nu-l găsești în alte popoare. Ați făcut compromisuri de când sunteți aici în România ca să reușiți în afacerile pe care le-ați dezvoltat? Am încercat să evit din rest puteri să fac compromisuri. Cred că lumea care mă cunoaște știe acest lucru și cred că în cele mai multe cazuri am reușit. De exemplu, gândiți-vă numai la acest proiect care v-am zis, care e vorba totuși de 35.000 de metri pătrați construiți. Știți de ce vă întreb? Ha? Pentru că românul spune simplu, nu se poate, domnule, să fi reușit fără să dea șpagă acolo unde trebuie. Da, deci această chestie eu am auzit de la începutul carierei mele, Varga, o să vezi când crești la un anumit nivel, nu merge și devine politic și trebuie să te baci în politică, trebuie să te baci în șpagă și așa. Nu este așa. E adevărat că drumul este mai lung. La fel în medical, unde eu de 25 de ani am crescut, au apărut unii mult după mine care au reușit mult mai repede și m-au depășit mult mai repede, cu mijloace probabil necuvenite, dar cred că un lucru, dacă e mai sustenabil, dacă și mai ai un pic de frică lui Dumnezeu, încerci să mergi mai încet, dar sigur. Pentru că urmează pauza de publicitate, profit de moment să facem împreună selfie-ul emisiunii. Este o fotografie pe care noi o păstrăm amintire de la această emisiune. Dacă îl primesc și eu? Sigur că da, îl puneți, da. Pe roți. Aveți rețele de socializare? Da, am, da. Nu sunteți foarte activ? Nu mai aveți vreme de așa ceva? Merge, da. Bine, vă dau fotografia, s-o postați și dumneavoastră așa pe... Da. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva momente. Ne-am întors, sunteți la cină. Invitatul nostru din această seară este doctorul Varga Ienaiati. Domnule doctor, pe final de emisiune mai sunt 10 întrebări. Sunt întrebări pe care le adresăm tuturor invitaților care ne trec pragul. Când ați plâns ultima dată? La moartea tatălui meu. Ce contează mai mult? Să fiți fericit sau să aveți bani? Contează cum pot să ajut pe semenii mei. Cu bani sau fără bani. Dacă banii te ajută să ajuți pe alții, are rost și mă face fericit. Dar banii singuri nu te face fericit, îți dai seama. Cât de dură este criza asta pe care ne-a lovit acum în pandemie și cum putem scăpa? Un sfat de la un om de afaceri până la urmă. Da, deci eu cred că această pandemie, să nu ziceți la alții, dar e o mană cerească pentru noi, pentru că ne învață multe lucruri. Ați văzut că am făcut ochii mari, da? Și vă privesc. Da. Deși va fi probabil o suferință pentru toți și nu mă exclud nici pe mine și e un drum lung prin care trebuie să mergem, dar ne va deschide ochii să ieșim un pic din viața asta super superficială și să ne gândim mai adânc care e menirea noastră, să ne gândim mai adânc despre interdependența diferitelor factori care ne înconjură. Toți suntem în aceeași barcă și trebuie să avem din toate punctele de vedere o abordare holistică și să vedem că suntem într-adevăr Global Village și trebuie să fim și conduși împreună, într-o direcție, în avantajul tuturor în același moment. Deci, această pandemie, eu sper, cu toate durere care ne aduce, la sfârșitul tunelului, să creștem un grad mai și să fim mai maturi după. Care a fost cea mai reușită vacanță din viața dumneavoastră? În 1979, prima dată când am ajuns în Africa, în Mombasa, cu familia mea și unde am stat luni de zile și am cunoscut pe poporul kenian așa mai de aproape.
Ce vă impresionează mai tare? Un copil aflat în nevoie sau un bătrân?